avem de față și cei care sunt furnizorii de utilități și dumnealor, am înțeles că la aceste lucrări sunt urgente și trebuie să și îndrepte privirea către aceste lucrări, ca să noi mai apucăm să tăiem și să spargem strada. Au făcut și branșamentele la apă, unde nu erau, și la canalizare. Și zicem noi că în urma acestor lucrări de asfaltare, 5 ani de zile să nu mai intervenim. Am avut înțelegere la aceste lucrări urgente și pe termen scurt și în acele cazuri în care poate nu au fost numărul maxim sau numărul minim de persoane care au depus cerere. Și au înțeles cei de la Virom că nu au cum să mai aștepte încă două persoane, să zic, sau trei persoane de pe stradă să depună acea cerere, pentru că oricum 5 ani de zile dacă asfaltăm nu mai ține la nimic. Și atunci au înțeles și au făcut acea lucrare și pentru un număr mai mic de cereri. Ideal era să fie măcar câteva cereri pe această stradă să putem face lucrarea. Chiar dacă dumnealor, acum nu le țin partea dumnealor, dar chiar dacă dumnealor în anumite cazuri nu și-au scos costurile sau și le vor scoate în timp îndelungat. Lucrările pe termen mediu se referă la lucrările pentru care municipalitatea are proiecte de investiții de anvergură finanțate prin fonduri europene. Și mă refer la lucrările în zona Ramadan. Toate străzile care sunt, cei 34 de kilometri de străzi de pământ și piatră din zona Ramadan, mă refer aici zona cuprinsă între șoseaua Slobozii, șoseaua Alexandrei, șoseaua Ghizdarului, șoseaua Bălănoaiei, Obor, până la Negru Vodă. Deci toată această zonă care, în care infrastructura este de piatră și pământ, am transmis în timp, deci înainte cu un an și ceva, spunându-le celor de la Virom să ia în considerare, chiar 2 ani, spunându-le celor de la Virom să ia în considerare, să racordeze cu prioritate și să facă lucrările cu prioritate în această zonă, pentru că în perioada 2015-2016 credeam noi că vom depune dosarul în 2014 și poate în 2015 începem să atragem fonduri europene. Vom depune dosarele în toamna aceasta, să sperăm că nu se mai întârzie nimic la MDRAP și drept urmare, de anul viitor sau din 2017 vom începe efectiv lucrări de investiții. Timp destul și necesar și de ajuns ca fiecare cetățean să facă acele cereri și să se racordeze la gaz. Am găsit înțelegere și n-a fost o investiție ușoară și la fel, nu se va amortiza într-un timp scurt, dar era necesară cetățenilor și lucrările au început în urmă cu un an și s-au făcut deja branșamente pe unde a trecut conducta principală, cetățenii s-au mobilizat, noi am informat întotdeauna să facă acele cereri, să-și manifeste intenția că doresc să se racordeze și în funcție și de programul dumnealor de investiții. Dar și acele termene. Citeam acum că pentru acolo unde nu există conductă stradală durează un an. Așa este. Foarte mult zice, am făcut cerere, am plătit în martie și de ce nu mi-a făcut în vară? Ce mai țin lemnele, nu mai țin lemne? Acestea sunt probleme pe care le vom discuta. Sunt destul de multe cazuri de genul acesta. Vă spuneam că la capitolul care domnul Ilu a prezentat că reducem, sau ce putem face ca să reducem termenele. Am găsit o metodă care n-a fost pe placul celor de la Vilon, dar au acceptat. Să luăm aviz, autorizație de construcție pentru o stradă cu toate branșamentele. Să nu mai fim puși în situația, am făcut lucrarea, am adus o țeavă pe stradă, s-au făcut 3 sau 5 sau 7 sau 8 persoane de pe strada aceea s-au branșat, iar pentru fiecare persoană care dorește după această dată, când s-a făcut lucrarea, să fie nevoit să facă câte un dosar pentru fiecare cetățean, un dosar de autorizare. Gândiți-vă că orice dosar de autorizare, cum au spus și dumnealor, de la proiectare, de la avizare, de la tot ce înseamnă partea de hârtii, în sistemul care dumneavoastră, dumnealor îl au, durează cam în jur de 6 luni, 180 de zile. Ori e foarte greu când te grăbești să ai această lejeritate în a face investiția, să vii să
utilajele să asfaltez și cineva să-și dorească atunci să facă branșamentul. Clar că nu se mai rezolvă. Drept urmare, am luat decizia și sunt în faza de autorizare acum nu știu câte străzi cu 5-600 de branșamente. Deci fiecare stradă în zona aceasta de case va avea autorizație, atunci când se va scoate, în funcție de programul și dumnealor, autorizație de construcție pentru conducta principală și pentru toate branșamentele. Din momentul în care avem autorizația valabilă, acele persoane de pe stradă au timp în 3 ani maxim, adică 2 ani valabilitatea autorizației, plus un an prelungirea, în maxim 3 ani poate să-și facă lucrarea. Eu sunt fel convins că atunci când vor vedea utilajele pe stradă, își vor face lucrarea foarte repede, o să zic că mă împrumut, cum au făcut pe străzile din spatele spitalului. Dar avem această posibilitate programată și nu ne mai interesează. Știm că toată zona aceea vom avea autorizație de construcție și rezolvăm problema. Au înțeles și vă spuneam, și-au schimbat un pic procedura, că nu aveau acest lucru. Probleme au apărut și la acest mod de lucru. Pentru că pentru fiecare branșament, așa spune legea, trebuie să iei o taxă de autorizare, de branșare. Fiecare din firmele care eliberează avize, așa au documentația dumnealor și așa au regula jocului. Ai venit să-ți iau autorizație să dai individual pentru fiecare branșament. Ori noi dacă scoatem 600-700 de branșamente odată, gândiți-vă că cel firmele de aici, din stânga mea, care își vor lua, care umblă să ia autorizație, trebuie să imobilizeze 6-700 pentru 6-700 de persoane cheltuielile cu autorizații, cu avizele la utilități, nu la primărie. Drept urmare, am găsit înțelegere și am găsit un mod de lucru și cu APA Service și sper să găsesc și cu ceilalți operatori ca să elibereze avizul condiționat de plata acelei taxe de avizare pe măsură ce se construiește. Noi avem în primărie acest control. Pe bună dreptate, dumneavoastră, tot le-am dat autorizația pentru 600, au autorizația valabilă, nu mai vine la mine să-mi plătească. Așa este. Dar dumnealor vor veni la primărie atunci când vor face lucrarea să iau un aviz. Când sapă pe domeniul public, sapă pe șosea. În momentul în care vin să ia avizul, mă uit. A fost în lista celor care au plătit? N-a fost. Îi spun, te duci și la APA Service și plătești avizul la APA Service, plătești la Enel, plătești la ceilalți și plătești la primărie taxa de autorizație de 13 lei și în acel moment îți dau voie să intervii pe domeniul public și să sapă. Deci au înțeles, au realizat că e o modalitate care putem și nu păcălim nici statul, nici firma privată și nu rămân în pagubă, APA Service a înțeles. Telecomul are avizare la Ploiești, la Pitești. E greu să le explici celor de la Pitești de ce nu plătesc pentru unul și de ce trebuie să plătească pe... De ce nu plătesc pentru toți și astăzi să plătesc pentru unul. Vom avea și discuții și cu acestea. La GEP, eu zic că domnul Cepraga, fiind aici, în jurul casei, va înțelege lucrul acesta. Mai avem Enelul. Va fi foarte greu să cred că va accepta Enelul să nu pună mâna pe bani odată decât să aștepte atunci când se execute. Chiar dacă este legal. Și nu au nici tariful mic. Dacă nu mă înșel, Enelul are 148 de lei. Deci tarifele sunt foarte mari. E greu ca această firmă care ia autorizația pentru 600 de branșamente odată să pună banii pentru toți. Pentru că atunci n-ar mai fi afacere pentru el. Clar. El nu încasează banii ăștia decât când va executa lucrarea. Într-un an, un, doi, trei, eu știu, în timpul autorizării. Dar, aș vrea să știți un singur lucru. Și lucrul acesta l-am rezolvat și l-am, eu știu, l-am pus la punct cu conducerea Virom. Aveau în procedura dumnealor de lucru că atunci când dădeau lucrarea unei societăți să execute acea lucrare, în calculatorul dumnealor apărea lucrare spre autorizare la primărie. Orice telefon al dumneavoastră care îl dădeați la Virom, vă răspundea lucrarea este spre autorizare la primărie. Stătea o lună, două, trei. Și la un moment dat ajungea un audient. Și spunea, domnul primar, dar semnați-le odată, domne, lucrarea la oamenii ăia, că uite, stăm fără gaze.
Am rezolvat problema pentru că era o problemă de metodologie. Din momentul în care li se dă lucrarea firmelor să o facă și ei merg să-și ia toate autorizațiile, primăria eliberează certificatul de urbanism în maxim 2 zile. Și a depus astăzi, cel târziu mâine verifică documentația și în a 2-a zi, calendar, deci în ziua următoare, are certificatul semnat și poate să vină să-și ridice. Certificatul de urbanism. Deci nu se stă în primărie, cel puțin de 3 ani de când sunt primar, nu se stă în primărie la o autorizație mai mult de 2 zile la un certificat de urbanism și mai mult de 4 zile la o autorizație de construcție. Pentru că zilnic semnăm aceste hârtii. Zilnic le aprobăm și le dăm mai departe. Acum vor cei de la Virom, care transmit informația și sunt interfața între cetățean și lucrare, și cei care fac lucrare. Ei sună și cer relații. În acest moment, eu cred că nu trebuie să mai sun la Virom și să testez, să aflu strada cu tare în ce stadiu este. Mi se va spune, documentația este dată la constructor, urmează să ia avizele, urmează să ducă și când va duce autorizația la primărie, de-abia atunci informează constructorul, domne, am depus autorizația la primărie, informează Viromul, în acest moment puteți să anunțați cetățenii că documentația mai durează 4-5 zile și urmează să fie semnată și să putem face lucrare. Au fost sincope și din lipsa de informație. Și din lipsa de comunicare între noi, între conducerea Virom de la București, între cei care sunt la Giurgiu. Și lucrul ăsta a creat o stare conflictuală, ci un deranj. Când îi se spune unui om, depune banii, plătește și îi se spune mâine, la un moment dat și omul are o limită și răbdarea lui are o limită. Dar am dorit să facem această întâlnire, această dezbatere, tocmai ca să înțelegeți cei care o să sunt prezenți. Noi o să transmitem și un reportaj și această înregistrare, o să o postăm pe adresa primăriei, o să o postăm pe contul de primărie, ca cetățenii să vadă discuția, să audă și să vadă ce s-a discutat. Avem autorizația, ne apucăm de treabă. Și intervin firmele care fac lucrarea. Am ținut să fie de față. Pentru că, la fel, între noi, trebuia să-i așezăm între noi și Virom, așa, ca să știți că dumnealor fac legătura între tot ceea ce ține de municipalitate, domeniul public și Virom. Și dumneavoastră. Unde sunt străzi de asfalt și beton, problemele sunt acolo. Adică, își fac lucrarea, sapă, lasă pământul pe partea dreaptă, pentru că nu au cum să-l transporte de acolo, trebuie să folosească același pământ. Este în procedura dumnealor de lucru și am înțeles. Să ne rugăm la Dumnezeu și ne rugăm de multe ori că atunci când sapă și lasă pământul, nu vin ploile ca să umple strada de noroi. Mătură la sfârșit, predăm amplasamentul cu stradă curată, îl preluăm în același mod, cu stradă curată, betonată sau asfaltată. Un mic disconfort, 3 zile, 5 zile când fac lucrarea. Și în general am înțeles și fac lucrarea repede. Apar problemele la străzile de piatră și pământ. Și nu sunt puține în Giurgiu. Și cel mai mare impact sunt pe zona Ramadan. În care de 3 ani de zile ne tot chinuim să le facem cât de cât confortabile sau puțin confortabile, să aibă o brumă de piatră peste ea, să aibă un strat care să nu mai fie noroi și copiii, oamenii să meargă fără să meargă prin noroi. Și ne trezim după ce a intrat, nu spun că și Apa Service face același lucru, nu spun că și cei care au venit de la gaze și au fost firme de la gaze, de la firmele care au lucrat pentru reabilitarea sistemului de termoficare nu fac același lucru. Dar nu au intrat pe străzi de piatră și pământ. Dar la gaze, problemele astea s-au acutizat. Acum avem strada bună și o predăm pe amplasament cu poză, cu filmare. Uite, are piatră. Nu e calea București. Dar n-are pământ pe ea. Eu zic că am trecut de stadiul în care făceau mormânt pe acele gropi, pe acele
șanțuri și lăsau pământul să se taseze în timp. Și la prima ploaie creau un noroi pe toată strada. De stadiul am trecut. Dar nu am trecut încă ca și modalitate de lucru. Și chiar dacă există o procedură aprobată în Consiliu, sunt și amenzi pentru asta, de a decoperta o jumătate de metru, un metru, stânga-dreapta, unde se pune pământul, a decoperta piatra, face lucrarea, pune pământul în groapă, îl tasează, nu așteaptă să treacă mașinile peste el să-l tasează, îl tasează manual sau mecanic cu diverse utilaje, lasă 10-15 cm și după aceea pune piatra deasupra sau mai pune completare cu piatră nouă sau ce sort au dumnealor sau ce e în proiect. Și aici avem probleme. De multe ori ne dăm seama și ne șansa lor este atunci când sunt ploi. Și a apărut acest mod rapid de transmitere a informațiilor, se fac câteva poze de către cetățenii de pe stradă, se urcă pe adresa de Facebook a primăriei, pe adresa de Facebook a primarului, pe contul de mail al fiecăruia dintre de la primărie și pe bună dreptate a doua zi, cei din primărie merg la firma de construcții. Și problemele acestea le avem constant. Nu e problema noastră, dar nu o să spun nicio firmă, că sunt aici. Toți fac același lucru. Toți. Deopotrivă, fără să ne supărăm pentru lucruri care sunt. Am terminat și cu strada. S-a tasat, am pus. Și mai vine și nea Ion și nea Vasile și mai fac 4-5 branșamente pe stradă și scoate iar pământul și îl pune. Și o să o ținem așa până vom vedea strada asfaltată într-un disconfort continuu. Și foarte multe supărări ale dumneavoastră de aici vin. Eu sper că vor înțelege că nu este confortabil pentru nimeni. Nici pentru cel care locuiește pe o stradă cu pământ și cu noroi, nici pentru cel care e obligat să treacă peste prin acea stradă ca să ajungă, nu știu, în altă parte, și nici pentru municipalitate să accepte la infinit aceste stări negative. Creează un disconfort, creează o supărare, creează o stare, de fapt, care nu e normală. Eu sper că cele problemele care sunt urgente vom avea aceeași colaborare cu reprezentanții birou. Și aici mă refer la străzile care se vor asfalta până în iunie 2014, până în vara anului 2016. Și mă refer la străzile pe care vom începe cât de curând. Digului, Parcul de la Vrancea, Ile Caragiale, Liniștei, Berzei, Fabrica de Zahăr, de jur împrejurul parcului, asfaltare și trotuar, Cărămidarii Vechi, Ulița Dudului, fundătura Dudului, care nu mai este fundătură, Clopotaș. Sunt urgențe care trebuiesc rezolvate până în vară. În funcție de străzile unde sunt gaze, noi vom interveni și vom face aceste lucrări. Noi vi le-am transmis, le aveți și dumneavoastră, mai urgentăm unde. Sunt în lista, foarte multe în acest, sunt în lista aceia care urmează să ia avize. Dacă vedem că nu am reușit să scoatem, o să scoatem aviz doar pentru ele și vedem ce o face. Aceste lucruri se vor licita. Foarte multe de străzi care vi le-am spus se vor licita în perioada următoare și vor începe un pic până în sfârșit de anul, urmând să fie finalizate până la sfârșitul, până la jumătatea anului viitor. Nu. Deja asfaltat. Noi lucrăm mai bine. Documentația merge odată cu asfaltarea. Nu ca la birou, la birou. Noi suntem firmă românească, la birou, e firmă nemțească. Lucrurile merg altfel. Nu, am făcut o glumă. Ele vor merge și documentația și tot și autorizația merg înainte. Urmează să, după aceea, să intrăm cu asfaltarea. Vom trece la întrebări din partea dumneavoastră, până la urmă. Ați venit ca să vă spuneți păsul. Noi am încercat să vă scoatem din starea aceea așa mai negativă. Avem toate problemele pe care dumneavoastră le-ați transmis. Noi le-am notat, le-am transmis domnului director. O să încercăm dacă cineva ne va da răspunsul la ceea ce v-am spus. Ar fi foarte bine.
la ce probleme le-au ridicat cetățenii, anumite străzi, anumite stări de fapt. E bine să le știm. Să știți că în primărie se practică și viceprimarii, și secretarul, și primarul țin acele audiențe, chiar dacă 80% cer locuri de muncă, sprijine financiare și casă. Dar 20% aduc în atenție probleme în sistem și pentru acei 20% care acele probleme, adică 2-3 probleme la fiecare audiență, dar acele probleme sunt expresia unor lucruri negative din cadrul municipiului. Și e bine ca și dumneavoastră să le știți, să aflați părerea oamenilor, fără, vă spun, fără încrâncenare, fără patos, că tot atunci se fac. Ați observat, dacă strada are gaz, are conductă, durează 6 luni, dacă strada nu are conductă, durează un an și dacă nu e în planul de investiții, durează cât o dură. Eu vă mulțumesc și vom da... Da, sunt microfoane stânga-dreapta și dacă... Haideți să spargem gheața și după aceea. O problemă și după aceea le luăm pe rând și... Da, dați o secundă să vă aducă... O pauză. O să... Din 20 martie 2014. Din 2014. Am plătit chitanța aceea de 12 pe bani la bancă și de atunci mă tot interesez când, cum și începe. Până la ora actuală mi s-a spus așa că, bine, eu nu vreau să spun acum pe nimeni, dar nici nu domnul primar. Că zice că domnul primar nu dă voie, e o copică cum s-a zice, pe șosea la 5 camere. 5 camere, pardon. Și că n-a făcut 2 ani de zile semnul garanție. Da. Este o problemă chiar a primăriei aceasta. Strada s-a asfaltat. Strada Dunării s-a asfaltat în 2013. În 2013 toamnă. Anul acesta s-au împlinit 2 ani cât a fost termenul de garanție. Pentru realizarea acelui branșament la dumneavoastră trebuia să facă o tăietură în asfaltul șosei. Dacă făceam acea tăietură, ieșea din garanție și orice problemă pe care o avea acea stradă, nu mai reușeam să o facem pe banul constructor, trebuia să plătim noi. Ori legea ne obligă să nu intervenim până nu iese din garanție. Să înțeleg că în toamna aceasta s-a terminat. Eu știu că la Giurgiu, și mă întreb pe dumneavoastră, e o problemă. Știu că la Giurgiu orice branșament costă, dacă e singur, 12 milioane și ceva. Dacă sunt două branșamente la un branșament la două case, se împarte împărțit la jumătate. Explic un pic că asta este în funcție de lungime, distanța din axul străzii până la limite de proprietate. Pe distanța asta, ce categorii teren avem, dacă este asfalt, dacă este beton, dacă este piatră cubică, dacă este spațiu verde, asta face diferență la valoarea de calcul. Legat de branșamente comune, cred că despre asta era vorba, un branșament care poate să servește două imobile. Aici, una din aceste doi vecini este titular de contract. Și este partener contractual cu Virom. Și într-o înțelegere civilă dintre acești doi vecini, vă puteți împărți tariful de racordare. Dar pentru Virom există un singur partener de contract. Una din vecini, nu amândouă. Păi iată, vecina nu are posibilitate să pune și ea a zis să nu pune. Deci eu pun singură. Dar cât e?
20 de milioane? 100 de milioane. Ca să știu ce am plătit, de-aia vă spun. Ați primit oferta pentru contravaloarea branșamentului? După 15 octombrie mă prezint. Ok. Asta probabil e medie cu 2 milioane. Eu zic să vă facem o ofertă și atunci vedem concret ce iese din calcul. Dar bine, asta. Eu vreau să știu pentru și cumva, cumva, după ce trece 20 noiembrie, îmi face și mie instalația să-mi fie căzuta, dacă nu vor să vă înțeleg măcar există rețea pe strada respectivă. Acum trebuie să vedem cât de repede obținem autorizația de construire. Din punct de vedere fizică, este posibil. Numai că acum nu sunt extrem de optimist că vom obține toată documentația necesară în această perioadă. Adică nu vreau să vă fac speranță pe ceva pe care am niște dubii, dacă se poate. Anul 2016, asta sună foarte rezonabil. Dar mi-era teamă că o să spuneți că doriți în iarna aceasta. Sau v-ați luat lemn? Nu, dar ok, 2016, fără nicio problemă, plecați cu treaba rezolvată. Da, haideți că începem la rând. Ce numere? 30. E ulicioara aceea dreaptă? Nu, ce parte din stradă este una pe nu. Și deci este, faceți parte din stradă. Strada Frasinului este aceeași problemă. Da, da, Frasin, da, Frasin. Da. O face domnul director că tot Frasin se numește. De-aia cred că a făcut-o mai repede înaintea păstorului. Strada Frasinului, ca multe străzi din Giurgiu, să continuă așa și pe câte o ulicioară, cu numere pe strada Frasinului. Așa s-a luat mota. Și atunci merge strada, se pleacă pe ulicioară numărul 30, 32, se întoarce înapoi 34 și pleacă 36. Ba, pleacă și cu crești mai lateral, așa și Frasinului. Acolo avem o problemă și cu apa service. Domnul director, ca să mai dinamizăm un pic discuția, Frasinului are apă și canalizare. Aveți pe stradă și la dumneavoastră apă și canalizare pe acestea? S-a rezolvat. Dar pe acele trei familii s-a făcut și reacordarea la canalizare și la... Frasinul are autorizație de construcție. Domnul Ionuț, lăsați-l. Frasinul are autorizație de construcție și branșamente pentru toată strada. Deci, doamna, branșamente pentru toată strada. Au și cerere? Cererea, fundătură este tot strada Frasinului, dar așa. Asta vă spuneam.